Ieri, consilierii locali au aprobat în unanimitate trecerea terenului de sub fosta bancă agricolă din proprietatea municipalității în cea a Consiliului Județean Hunedoara. Într-o sincronizare mai rar întâlnită, tot ieri, și consilierii județeni au adoptat, tot într-o ședință extraordinară, o hotărâre prin care acceptă transferul de proprietate. Astfel, Consiliul Județean Hunedoara va putea face diferite investiții în clădirea fostei bănci, amplasată în imediata apropiere a autogării din Deva. Într-un viitor apropiat, municipalitatea din Deva va primi la schimb de la Consiliul Județean Hunedoara o suprafață echivalentă de teren în centrul orașului, unde va fi amenajată o parcare publică. Consiliul local, prin consilierii lui, au votat trecerea terenului de sub banca agricolă, teren aflat în proprietatea municipiului Deva, iar clădirea se afla în proprietatea Consiliului Județean. Scopul este ca să acceseze ei niște fonduri europene pentru acea clădire, iar mai târziu ei ne vor pune la dispoziție un teren al Consiliului Județean pentru realizarea unei parcări publice. În clădirea fostei bănci s-au mutat încă de anul trecut toate serviciile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, care până atunci funcționau în mai multe imobile separate din Deva. Dar până acum, Consiliul Județean Hunedoara nu a putut face lucrări de modernizare a clădirii abandonate, pe care timpul și-a pus amprenta atât în exterior cât și în interior.